Vă chem acum în preajma cuvântului lui Dumnezeu, vă chem în preajma unei pilde, una dintre cele mai complexe pilde spuse de Domnul Hristos, o pildă pe care în dimineața aceasta vom însoți cu rugăciunea ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Deschidem în Evanghelia după Matei, citim din capitolul 13, primele 23 de versete. Evanghelia după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 1 pilda semănătorului. În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod, un grăunt a dat o sută, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, De ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. că și celui ce are se va da, și va avea de prisos, iar de la cel ce nare se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru ca ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocea lui Isaia care zice veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns star de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și au, să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar ce înseamnă, pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar nu are rădăcină în ea, ci ține până la o vreme. Și când vine un ecaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se le apătă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod în grăunte de 100, altul 60, altul 30, Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Pilda aceasta, Matei, capitolul 13, deschide unul dintre cele cinci discursuri majore pe care Domnul le are în Evanghelia după Matei. Undeva afară din Capernaum, la ieșire din oraș, există un golf micuț care a și primit numele acestei pilde, acestor, acestui discurs, Golful Pildelor se cheamă. În golful acela a mers Domnul Hristos, spune tradiția, și pentru că era îmbulzit de noroade, pentru că se adunaseră foarte mulți oameni să-l asculte, Domnul Hristos urcă într-o corabie, o depărtează puțin de mal și pentru că golful este construit natural, în așa fel încât are o acustică excelentă. Domnul începe să vorbească acolo, pe corabie, și se pare, spun specialiștii, că la distanță de 100 de metri putea să fie auzit și înțeles bine. Acolo domnul începe să le vorbească și de data aceasta spre deosebire de exemplu de alt discurs celebru al domnului din Evanghelie, predica de pe munte, domnul folosește un alt fel de predică. De data aceasta începe să le vorbească în pilde. Folosește niște imagini, niște detalii desprinse din viața de zi cu zi, pe care le încarcă cu semnificație, detalii pe care le știau toți, erau la îndemână. Veți vedea în acest discurs, în pildere pe care Domnul le spune aici, Domnul se referă foarte mult la agricultură. Asta și pentru că Galileea avea un pământ foarte roditor și oamenii de acolo se ocupau foarte mult cu agricultura. Vorbindu-le, Domnul folosește imaginile din viața de zi cu zi. Dacă ar veni la noi, oare ce imagine ar folosi? Cu siguranță că ar desprinde din viața noastră lucruri pe care le știm bine, pe care nu trebuie să ni le detalieze nimeni, lucruri în care suntem prinși aproape zi de zi. Le încarcă cu semnificație. Și după ce auzi ce spune Domnul, rămâi străpuns în inimă de adevărurile pe care a reușit să le transpună în viața noastră. Este îmbulzit de mulțimi, mulțimi pestrițe, oameni de tot soiul, erau acolo oameni învățați, oameni neînvățați, erau oameni orientați spre misticism, spre minuni, oameni care erau orientați înspre altceva, erau oameni care erau gata să-l înțepe pentru orice cărturare, erau oameni care îl iubeau, care sorbeau cuvintele de pe buzele lui, oameni de tot soiul, Domnul începe să le vorbească și cu siguranță. Și în mintea noastră, așa cum cred că și în mintea Domnului, a apărut această întrebare în momentul în care Domnul vorbește, predică. Apare în mintea fiecărui sujitor, apare în mintea oricărui om care vrea să depună mărturie pentru Domnul la locul de muncă, apare în mintea noastră atunci când stăm pe bancă și ascultăm predici după predici. Întrebarea este, cum primesc oamenii cuvântul? Cum? Când se ridică cineva și vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, când cineva ne propovăduiește Evanghelia, cum primesc oamenii cuvântul? Închipuiți-vă pentru o secundă, pentru câteva momente, mulțimile acelea care îl pe Domnul, care se adunaseră pe țărm și îl ascultau vorbind. Dacă ne-am așezat prin puterea imaginației lângă Domnul și l-am întrebat, Doamne, ce te aștept să se întâmple? Cum crezi că vor auzi? Oamenii aceștia, ce ai tu de spus? Cum vor primi ei cuvintele tale? Și la această întrebare răspunde pilda. O răspunde, răspunde cu, un răspuns, cu o precizie aproape chirurgicală, măiastru și detaliat. Cum primesc oamenii cuvântul? Îl mai primesc? Sau haideți să o facem personal. Atunci când cuvântul este propovăduit, ce fel de reacții întâmpină în noi? Cu ce reacții îl întâmpinăm? Mai primim noi cuvântul? Este tema mesajului din această dimineață. Sau considerăm că deja știm totul că ne este suficient. Care mai este relația pe care o avem fiecare dintre noi cu El, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Mai aduce El rod în noi? Ne mai modelează? Ne mai transformă? îl mai aud, îl mai înțeleg, îl mai primesc sau pur și simplu trece pe lângă mine. Cum primesc oamenii cuvântul? Și am putea să-l întrebăm pe Domnul și la întrebarea aceasta ne-ar apărea imediat în minte pilda semănătorului. Cum primesc oamenii cuvântul? Deși semănătorul este același, Deși sămânța este aceeași. Răspunsul corect la întrebarea cum primesc cu oamenii cuvântul este nu toți la fel. Nu toți la fel. Și în funcție de răspunsurile pe care oamenii le au la cuvântul lui Dumnezeu, Domnul detaliază aici patru modalități, patru feluri de persoane care răspund la cuvântul lui Dumnezeu, fiecare cu caracteristicile lor, cu modul lor de raportare la Scriptură cu riscurile lor și mai ales cu rezultatele lor. Cum primesc oamenii cuvântul? Cum primesc eu cuvântul? Ce atitudine este mai potrivită în fața cuvântului lui Dumnezeu? Și Domnul începe să ne descrie patru persoane care primesc în patru moduri diferite cuvântul. Ne vom uita în această dimineață în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și ne vom întreba fiecare dintre noi, noi cine suntem? în pildă. Noi ce fel de persoane suntem? Cum primim noi cuvântul? Înainte de asta însă, permiteți-mi să trag câteva idei generale despre text care ne vor ajuta să înțelegem mai bine cele patru persoane pe care le vom întâlni în textul pildei. Prima idee importantă din text, se desprinde ușor din acest text, este că semănătorul seamănă și o face cu un scop. Semănătorul seamănă. Este ceva extraordinar de frumos în acest început al pildei, așa cum Domnul îl ticluiește. Zice, iată, semănătorul a ieșit să semene. Cine este semănătorul? Cine e? Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Care este sămânța? Semănătorul seamănă. Care este sămânța? Evanghelia cuvântul lui Dumnezeu. Și noi unde suntem în pildă? Oamenii unde sunt în pildă? Păi sunt solul care primește sămânță. Așadar, semănătorul nu stă indiferent, nu stă indolent, ci îi pasă de solul său, dăruiește scop solului său, semnificație, direcție, îl face ținta grijii și atenției sale. Solul este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu sau noi suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Și de fiecare dată când cineva se ridică și predică Evanghelia, aici sau în oricare loc în care se predică Evanghelia, de fiecare dată când grupul de închinare vine în față și începe să cânte, de fiecare dată când fanfara cântă, de fiecare dată când corul cântă, când cineva face ceva care are legătură cu Evanghelia în biserica noastră sau în oricare altă biserică, în oricare alt loc de pe pământ, am putea spune fără să greșim, iată. Semănătorul a ieșit să semene. Iată, este momentul în care Dumnezeu îngrijește de noi. Iată, Dumnezeu s-a apropiat și nu este departe, nu este indiferent, nu este neglijent față de noi, ci vine și îngrijește de sufletul nostru. Asta este predica, asta este închinarea, asta este orice moment din dinamica unei biserici. Semănătorul iese să semene. Unde seamănă? În grădina vieții mele. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți bucuroși, că și în dimineața asta, chiar dacă afară, probabil deja este caniculă, și în dimineața asta, chiar dacă noi, poate că suntem obosiți, căldura prea mare ne obosește, și în dimineața asta, semănătorul a ieșit să semene. Binecuvântat să fie numele Lui! Semănătorul seamănă. Nu-l oprește nimic din semănatul său. O face la timp și ne la timp. O face în locuri în care este puțin probabil sau în dreptul oamenilor. Remarcați în pildă, fiecare sol este un om. În dreptul oamenilor, al solului în care este puțin probabil să câștige profit. O face. O face. O face în dreptul oamenilor în care solul este pregătit pentru a primi sămânța, dar semănătorul seamănă câtă vreme trăim, câtă vreme ne bate pulsul, semănătorul seamănă, binecuvântat să fie numele Lui. Eu sunt extraordinar de bucuros și de încântat când în viața mea Dumnezeu continuă să semene cuvântul Său. Dumnezeu seamănă, preamărit să fie numele Lui. Primul adevăr al pildei, semănătorul iese să semene și o face întotdeauna cu un scop. Care este scopul pe care îl urmărește sămânătorul? Ce dorește el de la solul, de la grădina în care seamănă? Roadă. Nu face risipă de sămânță, deși o aruncă, aruncă și în locuri în care probabilitatea de a primi rod este mică. Nu aruncă ca să se afle la întreabă, el urmărește un scop. Și îl vedem la finalul pildei, îl vedem în toate celelalte pilde pe care Domnul Hristos le spune și are de a face, au de-a face cu agricultura. Scopul pe care îl urmărește stăpânul este rodul. Rodul de farmec solului, grădinii, rodul de bogăție, tot ce are, ce face Dumnezeu, are această țintă, rodnicia, ca viața mea să fie rodnică nu fericită, nu fericită, nu așezată, nu comodă, ci rodnică. Și în această rodnicie își găsește omul împlinirea. Semănătorul a ieșit să semene. Binecuvântat să fie el. Pentru că și grădina mea a primit sămânța. Noastră cu siguranță ați văzut grădini și grădini. Cum arată o grădină neîngrijită? Plăcut? Îți vine să-ți iei scaunul și să te pui în mijlocul ei? Îți vine să fugi de acolo. Nu știi niciodată ce se ascunde printre buruienile din grădină. Dar cum arată o grădină extraordinar de îngrijită? Ți este mai mare dragul să fii acolo. Dacă ești în răcoarea dimineții, îți vine să te descarți și prin iarba aceea să umbli cu picioarele goale. Asta este diferența între oameni. Semănătorul vrea orice grădină să fie frumoasă, orice grădină să fie aranjată, orice grădină să fie primitoare, orice grădină să fie rodnică. Semănătorul seamănă. Dacă grădina vieții mele nu arată frumos, să știți că nimeni nu poate da în dimineața asta vina pe Dumnezeu și să zică nu și-a făcut treaba. Semănătorul e de vină. Nimeni nu poate spune e de vină Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a semănat. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, în viața dumneavoastră a semănat? Semănătorul seamănă, prea mărit să fie el. Al doilea adevăr, sămânța este aceeași. La fel de puternică, la fel de roditoare. Nimeni nu poate spune în această dimineață, urmărind pilda, atât aranjată din punctul ăsta de vedere, că sămânța nu a fost bună. Nimeni nu poate să zică, domnule, n-a funcționat. E adevărat că semănătorul a venit, dar sămânța a fost de vină. Sămânța. Dacă sămânța era bună, ieșea altceva. Iată, n-a fost bună. Nimeni nu poate spune că sămânța nu a funcționat, că la el nu funcționează. Aceeași sămânță cade pe un pământ roditor și aduce rod, Aceeași sămânță cade acolo între spini și ciudat, e atât de puternică, de fecundă, e atât de extraordinară semânța aceea, că ea căzută între spini. Începe să prindă forță, își înfige rădăcinile în sol. Chiar căzută acolo unde există o poșghiță doar de pământ și restul este piatră. Și acolo sămânța a început să facă ceva, să germineze. De ce? Pentru că sămânța este puternică. Este aceeași peste tot. Niciunul dintre persoanele, dintre solurile, din pildă, nu poate să acuze semința pentru incapacitatea lui de a avea o grădină frumoasă. Continuă să mă uimească momentele în care persoane cu care stau de vorbă și vin și îmi spun o parte din lucrurile cu care se zbat, se luptă. Și le recomand același lucru. Auzi, știi ce ai de făcut? Du-te și citește scriptură. Du-te și citește scriptură. Fă-o zilnic. Fă-o cu aplecare. Citește-o ca să o înțelegi. Citește-o ca să-ți intre în fiecare celulă. Și în secunda a doi, știți care este reacția celor mai mulți oameni? Le citești în priviri dezamăgire. Apoi, scriptură îmi dai. Am crezut că îmi dai și mie o pastilă, ceva... Să mă fac să mă simt mai bine. Scriptură îmi dai? Studiu biblic? Păi. <sus> Și în acest, păi, Ți se transmite din stat că n-au încredere în Scriptură. Nu cred până la capăt, cu toată ființa lor, că Scriptura este răspunsul pentru viața lor. Nu cred. Poate fi altceva. Sunt în căutare de altceva. Dar n-au încredere în puterea lor de a schimba, puterea ei de a schimba, de a transforma. Continuă să mă uimească oameni care îmi spun în mod repetat, auzi. Eu n-am timp să citesc. Până la urmă, cine mai citește astăzi, domnule? Și îmi vine de fiecare dată să întreb, dar de mâncat avem timp? Pentru că Scriptura înseamnă hrana sufletului. Dar de petrecut timp liber, avem un pic, un pic, o fărâmă de timp liber, avem? Dacă îl avem, nu l-am putea folosi și să ne hrănim interiorul? Nu. Sunt oameni care zic, la mine nu funcționează. Dom'le, am citit, dar nu, n-a mers. N-a mers. Eu n-am reușit să scap de doar citind Scriptura. Avem nevoie de ceva magic, ceva extraordinar, să vine cineva să ne pună mâna pe creștet și atunci se întâmplă miracolul. Iubiți frați și surori, dragă biserică, vreau să vă spun în această dimineață cu responsabilitate, avem nevoie de Scriptură. Scriptura poate, Scriptura salvează, Scriptura produce rod în viața fiecărui om. Iarăși continuă să mă iumească, întâlnesc prin biserici oameni Salvați de scriptură. Unii dintre ei cu niște grădini, niște grădini extraordinare. Și te întrebi de unde vii. Cu siguranță părinții s-au ocupat, nu, de la casa de copii. Și cum de-ai ajuns o grădină atât de frumoasă? A citit, a înțeles și a aplicat scriptura. A citit, a înțeles și a aplicat scriptura. A crezut o hrană pentru sufletul lui. Și asta a făcut grădina să fie extraordinar de bine aranjată. Scriptura este puternică. E adevărat, la unii nu funcționează. Uitați-vă, în pildă, trebuie să fim onești cu textul biblic. La unii nu funcționează. Dar aș vrea să vă spun, în dimineața asta, că nu funcționează nu pentru că Scriptura nu e puternică, ci nu funcționează din cauza solului. Stăpânul este același, Dumnezeu, care iese și seamănă. Doi, sămânța este la fel de puternică. Peste tot cade și acolo unde are puțină șansă să iasă ceva și și acolo germinează. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Ce se schimbă însă? Ce e diferit? A treia idee. Oamenii sunt diferiți. Solul poate fi problematic. Sunt soluri și soluri, așa cum sunt oamenii și oameni. Ceea ce a făcut diferența n-a fost semănătorul, Dumnezeu are grijă de fiecare persoană, este implicat în fiecare viață, seamănă în fiecare grădină, diferența n-a făcut-o sămânța, este aceeași pentru toți oamenii, puternică, roditoare, toți cei ce sunt expuși la cuvânt, înțeleg cuvântul, cred cuvântul, ajung roditor, diferența a dat-o solul. Sau felul în care fiecare om ascultă predică. Citește cuvântul. Înțelege cuvântul. De atenția, de profunzimea, de aplecarea, de disponibilitatea fiecărui om de a crede, de a înțelege și de a aplica cuvântul. Asta a făcut diferența. Asta face în continuare diferența între oameni și oameni, între soluri și soluri. Sau să spunem în termen negativ ce ține captiv oamenii unei vieți neplăcute, neroditoare, netransformate, nu este incapacitatea Domnului de a ajuta sau incapacitatea cuvântului de a le străpunge inima, ci este atitudinea lor față de cuvânt. O spun încă o dată. Ce ține captiv un om unei vieți neroditoare, netransformate, neplăcute, este atitudinea pe care o are față de cuvântul lui Dumnezeu sau să o spunem în termeni pozitivi. Ca să ai o viață transformată, schimbată, modelată, o viață roditoare, o viață plăcută și împlinitoare, tot ce trebuie să faci, tot ce trebuie să fac, este să am o atitudine potrivită față de cuvântul lui Dumnezeu și zic din toată inima Domnul să ne ajute și toată biserica zice Amin. Trei adevăruri mari din pilda asta. Semănătorul iese să semene. Îl veți vedea pe Dumnezeu semănând în biserica asta duminică de duminică. Joi de joi. La fiecare întâlnire a bisericii, semănătorul iese și seamănă. Dacă veți lua scriptura de o parte acasă, în cămăruța dumneavoastră, și o veți deschide, în momentul acela, semănătorul iese și seamănă, prea mărit să fie el, neobositul Dumnezeu. Sămânța este aceeași, puternică. A fost, este și va rămâne un cuvânt viu și roditor, prea mărit să fie Domnul pentru el. Somnul însă poate fi problematic. Ce fel de problematic? Și luăm acum pe rând toate tipurile de sol, toate tipurile de persoane și atitudinile pe care le pot avea vis-a-vis -vis de cuvântul lui Dumnezeu. Am încercat să le denumesc o singur cuvânt, ca să le reținem ușor, ca să le putem înțelege. Primul care apare în pildă și în interpretare, îl găsim în versetul 4 și interpretarea o dă Domnul în versetul 19. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Și iată interpretarea, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu -l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este semânța căzută lângă drum. Eu l-am numit cel superficial. Superficialul. V-a fost dat vreodată să stați de vorbă cu un om și să explicați ceva sau să-i povestiți ceva? Și dumneavoastră sunteți foarte pasionați și pasionați de ceea ce s-a întâmplat și explicați în detaliu și sunteți foarte implicați și dintr-o dată el se oprește ai citit un pic din privirea lui că nu-i pe acolo, se oprește și îți spune o întrebare care nu are de-a face cu nimic din tot ce ai spus. Sau îți zice ceva ce nu are de-a face cu nimic, este în cu totul și cu totul altă zonă. Ce s-a întâmplat? Ați întâlnit un superficial. Superficialul. Omul care primește și el bunătatea lui Dumnezeu, sămânța cade și acolo, lângă drum, omul superficial, omul care nu dorește să se oprească niciodată, să se analizeze, să înțeleagă, remarcați în text accentul pe care îl pune Domnul pe înțelegere, cel caracterizează pe omul ăsta care pierde așa de repede sămânța, veți remarca, este singurul tip de sol, este singura tipologie umană în care cuvântul nici măcar nu, -și, nu germinează, nici măcar nu începe să prindă un pic, un pic de rădăcină ce caracterizează pe omul ăsta? 1. agitația. Agitația. Ați remarcat ce metaforă folosește Domnul pentru el? Drumul. Drumul. Domnul alege drumul ca o metaforă pentru acest om, pentru că drumul presupune un continuu du-te-vino. O continuă agitație. Drumurile din vremea aceea, mai ales drumurile mai mărunte, din localități mai mărunte, treceau peste câmpii, peste ogoare și erau niște poteci foarte bine bătătorite. Se trecea tot timpul într-o parte în alta. Omul care primește sămânța, dar sămânța nu face niciun rod, este omul agitației. El nu poate sta locului nicio clipă. Nu poate. Este cu mintea în o mie de părți, nu și rezolvă deloc timp pentru analiză, pentru adâncime, nu are întrebări, nu are căutări. Omul ușor de distras, este într-o continuă goană. Am subliniat, încă vom sublinia și vom spune treaba asta câtă vreme probabil vom trăi, deși tehnologia va, se va dezvolta tot mai mult. Nimic nu poate înlocui mersul la biserică. Am crezut că totul mergea la mine. Mulțumesc. Nimic nu poate înlocui mersul la biserică. De ce? tocmai pentru că pune capăt agitației. Agitației și ne oferă ceea ce este absolut necesar în devenirea noastră ca oameni al lui Dumnezeu. Dedicarea, focalizarea, atenție. Uitați-vă la noi, ne-am îmbrăcat frumos, ne-am suit în mașini și am venit. Și pentru trei ore, chiar dacă mintea ne mai ia și în alte direcții, pentru trei ore suntem aici oferind Cuvântului lui Dumnezeu o parte din timpul ăsta, oferind închinării o parte din timpul ăsta, nimeni nu poate spune că dacă, a stat, dacă ar fi stat acasă astăzi, ar fi fost mai atent și mai focalizat decât este că a venit la Biserică. Uitați-vă în societatea în care trăim, sursele de distragere a atenției acel dute vino, acea agitație, sunt din ce în ce mai multe. Când a început Revoluția Industrială, ni s-a spus așa, facem mașini care să ne iau o parte din muncă și noi să avem tot mai mult timp. Am făcut mașini, ne-au luat o parte din muncă și avem tot mai puțin timp. Suntem tot mai agitați, tot mai alergați. Omul, solul, care nu primește rădăcină, în care cuvântul nu germinează, este omul continuu agitat, continuu în alergare. Ba mai mult, încă o dată metafora drumului. Cum este un drum spre deosebire de un teren în care crește grâul bătătorit. Bătătorit. S-a mers atât de mult pe el încât la un moment dat nu mai sunt bolovanii din care poate ieși grâu, ci sunt pietre și praf și asta ne duce cu gândul la altă atitudine a omului ăstuia insensibilitatea nu mai e sensibil îi când de jale? nu plânge îi când de bucurie? nu celebrează nu-l atinge nimic este de un cinism vecin cu necredința stă așa nu zic el nu are. Pe el nimic nu-l atinge. Nu mai are niciun secret, nu mai este impresionat de nimic, nimic nu mai trebuie să cunoască. Este omul insensibil, dur, le zice pe față, intransigent, dar mai ales insensibil. Insensibil. Și ca sămânța să capete rod trebuie să găsească în sol o anumită afânare, o anumită sensibilitate. Solul superficial, solul superficialului, celui superficial, este caracterizat de un continuu dute vino, o continuă agitație. Iubiți frați și surori, vă rog în numele Domnului Hristos, Haideți să încercăm să construim în viața noastră momente de liniște, de oprire și de ancorare în cuvântul lui Dumnezeu. Omul agitat este de asemenea omul care devine din ce în ce mai mult insensibil. Și mai este ceva ce spune Domnul Hristos dureros. Remarcați, zice, și nu-l înțelege, Vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Știți care este imaginea aici? Diavolul te-a văzut venind la biserică. M-a văzut venind la biserică, dar sunt un superficial. Cuvântul vine spre mine pentru că Dumnezeu seamănă. Ce vine spre mine este puternic. Se așează pe terenul meu. Și în secunda următoare, diavolul vine și fură. Și ea. Nu mă gândesc deloc la asta. Întreb, ce s-a vorbit la biserică astăzi? Nu mai are nimic în minte. De ce nu mai are nimic în minte? Unul dintre explicații este că diavolul a furat ce a pus Dumnezeu. Deși omul acesta, omul superficial, pare puternic, pare capabil, pare fără nicio problemă, este un om fără ziduri, fără garduri, diavolul fură repede, are o strategie de a lua repede ce s-a pus în inima lui. Asta nu vrea diavolul să ai. O sămânță, diavolul știe. Diavolul știe. Cuvântul lui Dumnezeu e puternic. Știe că acest cuvânt poate aduce rod și nu vrea să lase nici măcar acolo unde este un pământ bătătorit. E atât de puternic cuvântul încât poate produce rod și acolo. Și diavolul vine și fură și ia. Ce ia? Cuvântul lui Dumnezeu. Prima atitudine, prima caracteristică, primul om este cel superficial. Al doilea, i-am zis cel încântat. Cel încântat. Versetul 5, versetul 6. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. Și interpretarea o dă Domnul în versetele 20-21. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar nu are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine uneca sau o prigonire din pricina cuvântului se leapădă îndată de el. Suntem un pas mai departe decât cel superficial. În viața acestui om, sămână, sămânța încorțește, adică Cuvântul lui Dumnezeu trece dincolo de granițele urechilor, ajunge la inimă, ajunge la minte, iar reacția omului este încântarea, este bucuria, este primul rod pe care Cuvântul îl produce în viața lui. Primește Cuvântul și îl primește repede, fără prea multe ezitări, fără prea multe întrebări, îl chem la biserică, vine. Îl chem în fața de evangelizare vine. Unii dintre ei vin și se propădesc de plâns. Credeți că au căzut cu totul înaintea lui Dumnezeu. Vine, găsește în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce am găsit cu toții, o fântână de viață, de bucurie, de speranță, găsește o dihnă, găsește nădejde în cuvântul lui Dumnezeu, găsește împlinire, îl primește așa cum un însetat ar primi în după amiaza asta, după ce a stat multă vreme la soară, un pahar de apă rece. Îl primește, îl soarbe și zice, domnule, extraordinar. Extraordinar. Dar cam atât. Acolo rămâne. Se oprește aici, nu există nicio altă progresie, nicio altă dezvoltare în viața lui. Ce caracterizează pe omul ăsta? Ce caracterizează solul ăsta? În primul rând alege doar ce-i convine. Alege din cuvântul lui Dumnezeu doar ce-i convine. El aude cuvântul, dar în mod real primește doar acel cuvânt care îi place. Ce nu-i priește, ce nu-i place, părțile mai grele, responsabilitățile nu ajung până la el. Pe ureche ies, și pe, intră și pe amândouă ies. Vine cu bucurie, dar stă puțin și pleacă. Interesat de minuni, interesat de ce poate primi de la Domnul, interesat de binecuvântări, prea puțin interesat de responsabilități, prea puțin interesat de legea lui Dumnezeu, prea puțin interesat de a umbla cu Dumnezeu în fiecare moment. Textul zice în interpretarea Domnului Hristos, când vine o prigoană sau un necaz, a plecat. A plecat. Dar ce? Nu este cuvântul plin de propovăduiri legate de prigoană? Nu este? Nu ni s-a spus în mod constant că dacă vom crede cuvântul vom fi prigoniți? Avem vreo promisiune în cuvântul lui Dumnezeu că dacă suntem al lui Dumnezeu nu vom avea niciodată necazuri? Nici vorbă. Dar el asta a auzit. A auzit doar ce i-a plăcut. Omul acesta alege doar ce-i convine. Este gata să trăiască minuni cu Domnul. Dar nu. Nu este gata să trăiască prigoniri cu Domnul. Este gata să vadă semne mari cu Domnul, dar nu, nu este gata să sufere împreună cu Domnul. Când apare suferința, prigoana se comportă ca și când ar fi fost trădat, întoarce spatele și pleacă. Alege doar ce îi convine. Poate să-ți fac o listă întreagă de binecuvântări pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu dar are probleme în momentul în care îi cere o listă de responsabilități pe care le are. Are tot soiul de așteptări de la biserică, dar are puține, puține responsabilități în raport cu biserica. Nu numai că alege doar ce-i convine, ci este și foarte impulsiv Ia decizii repede, bazate pe sentimente de moment, nu stă prea mult pe gânduri, iar această impulsivitate îl dăunează, îl face să fie un om care nu are timp pentru rădăcini, pentru profunzime, pentru stabilitate. Remarcați frumusețea cuvântului Dumnezeu. În momentul în care spune pilda, Domnul folosește cuvântul îndată și zice că îndată a primit cuvântul cu bucurie. În momentul în care Domnul dă interpretarea pildei în punctul ăsta, folosește de două ori cuvântul îndată. Dar zice, sămânța căzută în locuri stâncoase, se ce a avut cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Și Domnul, atent la virgulă, zice, și după ce vine o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de cum? Versetul 21 la final, îndată de el este omul lui îndată. Repede se aprinde, repede se stinge. Repede crește și repede cade. A venit, am trăit experiența asta, am văzut astfel de oameni. Ai crezut că vor munta bunții din loc. Dar doar un pic i-a atins necazul. Și au făcut toți pașii în lături. Vin în slujire și se repet la slujire îndată și îndată ies din ea. Doar să se fi uitat cineva mai urât la el. Domnule, ce scandal! În Îndată au renunțat. În Îndată. Omul impulsiv, am spus-o de multe ori, o spun și în această dimineață, creștinismul, spun teologii, este o călătorie lungă în aceeași direcție. În călătoria asta lungă, în aceeași direcție, nu există loc pentru în îndată. Este loc doar pentru a rămâne acolo până la capăt. Omul lui îndată, încântatul. Primul este cel superficial, al doilea cel încântat, al treilea merge mai departe, cel ocupat. Versetul 7. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au unecat-o și interpretarea pe care o dă Domnul, sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bugăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Și el primește cuvântul. Și aici există o progresie, de data asta planta, rodul a crescut mai bine, mai mult decât în celelalte două situații. Un om care are rădăcini, care a auzit textul lasă să credem, ca și înțeles cuvântul, a început să aplice cuvântul, este în el, a primit și el grija lui Dumnezeu, a primit și el acea sămânță bună, dar se întâmplă ceva în viața lui. Sămânța bună crește simultan cu altceva. Cu alte plante, mai dure, mai perfide, otrăvitoare. La început, când te uiți și totul este la nivelul solului, Pare în ordine, pare în ordine, pare asemănătoare. Expresia din original înseamnă plante asemănătoare. Dar pe măsură ce trece timpul, constați că de fapt există acolo niște plante utrăvitoare care îi consumă plante adevărate. Energia, soarele, apa. Iar la final ajunge să o nece sau expresia traducerea ar fi aici, ajunge să o domine, să fie deasupra ei. Care sunt caracteristicile celui ocupat? Unu, crede și el, dar crede cu reținere. Este tipul de om care a făcut din umblarea cu Dumnezeu un soi de carte în care Dumnezeu are doar un capitol. Celelalte capitole sunt ale lui. Dumnezeu ține doar de biserică, Dumnezeu ține doar de viața de atunci și de acolo, Dumnezeu ține doar de lucrurile spirituale, cele ale vieții, Stă în mâinile noastre. Noi trebuie să ne îngrijim de ele, noi trebuie să le căutăm, noi trebuie să alergăm după ele. Și în alergarea asta pe care el o are, ajunge să fie, fie deznădăjduit, îngrijorat peste măsură, fie prins de bogăție. O, oh, și cât de des vedem asta întâmplându-se în viața oamenilor. Pornesc la drum în viață tineri, abia căsătoriți, au nevoie de așa de multe lucruri, și dacă nu provin dintr-o familie cu bani, cu resurse, se pun și trag pentru a primi resursele acelea. Și acolo există și binecuvântare, dar pe undeva, pe aproape, este și blestemul. Încep să creadă că pot să facă cu mâinile lor să nu-L mai implice pe Dumnezeu în lucrurile legate de viață, legate de decizii, în lucrurile legate de job. nu mai văd pe Dumnezeu acolo. Dacă nu funcționează, dacă nu reușesc să ajung la un nivel satisfăcător, ajung ca aici, cum zice Domnul, ajung în îngrijorările veacului acestuia. Încep să se îngrijoreze. Nu pot. Din ce se mi au casă? N-am din ce nu pot să întrețin, nu pot, nu pot, nu pot. Și îngrijorarea devine atât de mare la început, era o plantă mică, dar pentru că au lăsat-o să crească. A devenit o plantă care a dominat, începe să se domine totul și te întâlnești cu, la 40 de ani cu ei. Cuvântul de ordine în viața lor nu este Domnul va purta de grijă. Cuvântul de ordine în viața lor este îngrijorarea. Nu știu ce va fi mâine. Nu știu cum o voi scoate la capăt mâine. Dacă însă a funcționat și te întâlnești la 40 de ani cu ei, sunt într-o goană nebună după a avea mai mult. Mai mult. Ce zice domnul aici? Zice înșelăciunea bogățiilor. Fie îngrijorare, fie bogăția. Începe să crească atât de mult încât astupă cuvântul și îl fac neroditor. Îl domină. Ce problemă are omul ăsta? Nu crede până la capăt cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cel încântat alege doar ce îi place, acesta nu alege ce trebuie. Nu alege ce trebuie, el trebuie să știe. Și ce frumos am cântat în dimineața asta, că lui Dumnezeu îi pasă de noi. El trebuie să știe că este în mâna lui Dumnezeu. El trebuie să știe că Dumnezeu îngrijește. El trebuie să iasă afară și să vadă florile de pe câmp. Dacă Dumnezeu îmbracă așa florile, cu cât mai mult va avea el grijă de tine. El trebuie să vadă păsările cerului, să vadă cum Dumnezeu îngrijește de ele. El trebuie să știe că Dumnezeu e în control. N-are rost să lași îngrijorarea să te domine. Dumnezeu e în control. Lui Dumnezeu îi pasă de tine, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu construiește viața ta, nu doar lucrurile spirituale ale vieții tale, ci fiecare detaliu. Dumnezeu le construiește pe toate. Ai încredere în Dumnezeu. Dacă nu vei avea încredere în Dumnezeu, îngrijorarea, într-o zi, va nimici forța Cuvântului în viața ta. El crede, dar crede doar puțin cu limită. Și în privința bogăților, cuvântul lui Dumnezeu este plin de așa de multe sfaturi, dar parcă nu le aute. Și fie bogăția, fie descurajarea, întristarea, îngrijorarea, îi neacă credința, îi domină credința, îi dizolvă pasiunea. Și încet, încet, îl fac neroditor. Și în omul neroditor, este un om care nu mai are nicio bucurie în viață. Pentru că adevărata bucurie o lasă Dumnezeu în linia rodirii. A doua caracteristică a omului ăstuia, importantă, o găsim în detaliile pildei, nu îi este groază de rău. Nu îi este groază de rău. Spunea Apostolul Pavel Roman 12 cu fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Au început să crească plantele. A venit sămânța. Sămânța a început să crească, dar concomitet cu sămânța a mai crescut ceva. S-a remarcat în grădină ce repede crește pălămidă. Deci nu are nevoie de nu știu ce resurse. Ce repede caută să năbușe planta cea bună. Grădinarul trebuie să fie atent și să le smulgă. Omul acesta nu e atent. Nu e atent nu vede că s-au uh, dezvoltat alte plante și le-a lăsat să crească până la nivelul la care plantele acelea îl nimicesc. Îi ia orice bucurie, orice roadă, orice semnificație, orice putere a cuvântului, îl nimicesc. De ce? Pentru că le-a lăsat să crească. Nu i-a fost groază de rău, -a, nu s-a dus, asta e o plantă rea, nu o las, nu fac pact cu ea, nu o las doi ani în grădina mea. Nu o transform într-un obicei și obiceiul acela să se transforme într-un stil de viață. O smulg acum. Nu s-a analizat. Îngrijorat, peste îngrijorat, peste îngrijorat. În fiecare zi. Exact într-un motiv de îngrijorare. La început era micuț. Repede reușea omul să iasă din îngrijorare și să se bucure de promisiunea Domnului. Dar după aceea, greu, greu a mai ieșit. În pierd vocea. Greu a mai lăsat cuvântul acela să crească, să creadă promisiunile lui Dumnezeu. Omul acesta, omul care nu este groază de rău, lasă în viața lui lucruri care încetul cu încetul îl vor nenoroci, vor distruge puterea cuvântului. Semănătorul a ieșit să semene. Sămânța e puternică. Cum întâmpinăm sămânța? Unii întâmpină cu superficialitate. Alții se cântă repede, dar la fel de repede renunță. Unii o lasă să fie înăbușită de alte și alte probleme. Și la un moment dat, la final, Domnul vorbește despre a patra categorie. Versetul 8. O altă parte a căzut în pământ bun, și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Iar sămânța căzută în pământul bun este cel ce aude cuvântul. Vă rog, remarcați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Și el înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Și el înțelege. I-am spus ucenicul, Ucenicul. Cineva grijit de același grădian, grădinar celebru, pasionat, grijuliu, care primește același cuvânt, dar are o atitudine atât de bună încât Domnul spune că produce un rod extraordinar de mare, extraordinar de bun. Concluzia este simplă și minunată. Cine se deschide cuvântului, cine crede, înțelege și aplică cuvântul, va trăi o viață împlinitoare pentru el, folositoare pentru ceilalți și roditoare pentru cer. Care diferența între el și ceilalți? Și-a oferit timp. A oferit timp cuvântului în viața lui. A oferit timp. S-a plecat. Iubiți frați și surori, vreau să vă spun în această dimineață, cititul Scripturii nu este pentru a primi noi bile albe. Nu are de-a face cu Numărul de pagini pe care le-am citit. Și tot scripturile are de-a face cu acest. Și îl înțelege. Și îl înțelege. Omul acesta, pământul acesta bun, n-a lăsat înțelegerea pe, mar... pe seama al cuiva. Și a zis, e despre mine. E despre viața mea. Viața mea vreau să fie modelată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci a făcut ceea ce face orice om care vrea să ia lucrurile în mâinile lui și să fie serios. A început să se aplece. Vrei să înțelegi? Trebuie să te apleci. S-a aplecat asupra cuvântului, a început să pună întrebări cuvântului, a început să călătorească cu cuvântul, a început să-l asculte când spală vasele, să-l asculte când este la volan, să caute soluții, să înțeleagă ce scrie acolo și cum poate trăi el în funcție de cum scrie acolo. Și, înțelegând cuvântul, s-a întâmplat ceva extraordinar în viața lui. Viața lui a devenit roditoare a înțeles cuvântul și l-a lăsat pe acest cuvânt să-i ghideze viața. Și vreau să vă citesc acum la final ce spunea unul dintre marii gânditori ai vremii noastre despre cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. El zice așa, M-am gândit de multe ori că nu aș ști cum să-mi trăiesc viața fără înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Nu aș ști cum să fiu un om responsabil fără înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Nu aș ști cum să fiu soț, tată, vecin, prieten, membru al Trupului lui Hristos, cetățean sau lucrător, fără Biblie. Fără Scriptură nu aș putea face diferența între bine și rău. Fără adevărurile cuvântului, nu aș ști cum să înțeleg suferința și cum să reacționez la ea. Fără Scriptură, aș fi confuz cu privire la identitatea mea și cu privire la scopul vieții mele, fără Biblia mea. Nu aș avea conștiință cu privire la păcat și nu aș înțelege cu adevărat dreptatea fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu aș ști cum să aportez fiecare detaliu al vieții mele, banii, succesul, puterea, lauda. Fără scriptură nu aș înțelege originele în lumii și nici conceptul veșniciei. Fără scriptură aș pretinde de la oameni și de la lucrurile materiale să facă pentru mine ce nu pot face. Fără cuvânt aș fi ignorant cu privire la nevoia mea de mântuire, împăcare cu Dumnezeu și restaurare. Fără Biblia mea, nu aș înțelege ce înseamnă să iubești cu adevărat și nici nu aș ști ce ar trebui să le apăd. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu aș avea de nici nicio lege înțeleaptă și sfântă și n-aș avea parte de niciun har măreț care să-mi dea speranță. Biblia mea, spunea el, este prietenul meu, este partenerul meu de viață. Biblia mea este cel mai înțelept și mai credincios profesor al meu. Biblia mea este mentorul și ghidul meu. Biblia mea mă confruntă când greșesc și mă mângâie când am frământări. Cuvântul lui Dumnezeu m-a transformat într-un student avid și câtă vreme voi trăi pe acest pământ, nu voi renunța nicio clipă la o studia. Biblia mea este prietenul și partenerul meu. De viață. Ce relație frumoasă. Biblia. Cum întâmpină oamenii cuvântul? Iată cuvântul lui Dumnezeu, ca o oglindă pentru noi. Iată cuvântul lui Dumnezeu. Ce fel de om sunt eu? Întâmpin cu superficialitate cuvântul? Nepăsător, tot timpul agitat, jefuiți de diavol tot timpul? cum sunt eu. Sunt un om încântat rapid, care renunță repede, alege doar ce place din Scriptură. Cum sunt eu? Impulsiv? Sunt un om care lasă să crească împreună cu cuvântul și alte rădăcini, nu e groază cu adevărat de rău, nu crede până la capăt toată Scriptura. Cum sunt eu? Și mai ales, cum e Biblia mea pentru mine? Plină de praf? uitată într-un colț, sau prietenul credincios al vieții mele. Cum e? În funcție de cum e Biblia mea față de mine, cum sunt eu față de Biblia mea, e viața mea. Tot ce trebuie să schimb pentru o viață mai roditoare, mai împlinitoare, este raportul pe care îl am cu el, cu acest cuvânt viu. Doamne, fă-ne cuvântul cuvântului Tău! Haideți acum să ne ridicăm în picioare și aș vrea să cântăm o cântare comună. O cântare prin care să ne închinăm încă o dată Domnului, să-i spunem cât de mult contează pentru noi Cuvântul Lui și să-i spunem că da, vom rămâne în închinare, aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, că vom face din acest Cuvânt un prieten constant al vieții noastre. Biblia mea este prietenul meu.